Dispoziție privind convocarea Consiliului Local, ultima ședință ordinară. Primarul Comunei Buciu, Județul compromitate cu prevederea articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 96 alineatul 1 litera D, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Buciu, în ședință publică, ordinară în data 30 septembrie 2021, la orice vizită, la sediul Cărnului Cultural Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de zi este Emilia Oate Bereș, vizită în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Comunitară Bacău, adic și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia în cadrul primarul comun. 2. Proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Buciu ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Cernizare Comuna Buciu, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului acționarea de costume populare pentru cămin cultural din satul Buciu, Comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu pe trimestrul 3, anul 2021, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție numărul PNG 103.310 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNESA pentru proiectul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 93/2021 privind obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în satele Buciu și Răcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 93/2021 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare de canalizare în satele Buciu și Răcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Doamna președinte. Mulțumesc frumos. Supunem la vot ordinea de zi din ședința de astăzi. Mulțumesc frumos. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 1. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind primirea OAT Bereș, vizita în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre prezent a fost inițiat ca urmare a primirii adresului numărul 722/1507/2021 și numărul 701/2508/2021 de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care se solicită analizarea și aprobarea primirii OAT Bereș, vizita în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Desigur, după cum ați putut observa, solicitarea asociației este solicită de cererea numărul 2372/07/06/2021 depusă de OAT Bereș, vizita la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și hotărârea Consiliului Local Bereș, vizita numărul 20 din 18/06/2021. Având în vedere faptul că OAT Buciu face parte dintre membrii fondatori ai asociației, pentru realizarea proiectului de aderare la OAT Bereș, vizita este necesară aprobarea Consiliului Local Buciu. Față de cele expuse mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind primirea OAT Bereș, vizita din județul Bacău, în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, precum și aprobarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care se vor modifica corespunzător. Doamna președintă. Doamna președintă, mă doveam. Membrii Comisiei au studiat proiectul de hotărâre inițial de către doamna primar și au aprobat favorabil conținutul acestuia. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri pentru discuții pe lângă acest proiect. Nu sunt, vă rog. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul. Referirea de motivare la privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Buciu, ca membri din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Buciu. Doamne și domnule consilier,
Urmarea solicitării formulate prin adresa numărul 894 din 24.08.2021 de școala gimnazială Bucium de a desemna doi reprezentanți ai Consiliului Local Bucium în Consiliul de Administrație al școlii pentru anul școlar 2021-2022 a inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitați. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier Moldoveanu Vlașcu Rodica și domnul consilier Dencu Ion, de considerentele expuse și în anii anteriori, care au dorința și capacitatea de a se implica în activități școlare, au experiența necesară dobândită în ultimii 4 ani, urmând ca în urma puterii dumneavoastră să consimțim această propunere sau să propuneți alte persoane pe care le considerați mai potrivite. Mai apreciez că inițierea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 1 și articolul 4 litera B din ordinul numărul 4690/2014 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea metodologiei calcul și organizare și funcționarea Consiliului de Administrație din Unități de Învățământ preuniversitar, în care se precizează Unități de Învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare Unități de Învățământ, sunt conduse de Consiliul de Administrație de Director și după caz de Director ajuns. În exercitarea atribuțiilor cele de din, Consiliul de Administrație și Director conlucrează cu Consiliul Profesional, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și cu autorități administrației publice locale. Consiliul de Administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. În cazul în care Consiliul de Administrație se formă din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți al Consiliului Local și 2 reprezentanți al părinților. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Doamna președinte. Doamna Moldoveanu, vă rog. Da, am venit comisia a fost de acord să prelegă o persoană în funcție care reprezintă administrația școlii Buciu. Deci, în concluzie, am fost de acord cu proiectul de hotărâre pentru acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre de la numărul 3. Referirea de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului acționare de costume populare pentru fenomene culturale din satul Bucium, comuna Bucium, județul Bacău. Doamne și domnul consilier, la baza inițierii prezentului de hotărâre am avut în vedere apelul de selecție numărul 1/2021 postat de Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Totușului, Bacău, prin care se pot depune proiecte pentru acționarea de dotări și servicii în vederea conservării patrimoniului material și imaterial local. În concret, este vorba despre posibilitatea de a obține niște fonduri pentru acționarea de costume populare pentru fenomenul cultural din satul Bucium, atât pentru fete cât și pentru băieți, care pot fi folosite pentru organizarea reprezentației care vor avea loc în locația comunală. M-am gândit la faptul că dacă toți suntem membri fondatori al asociației, să profităm de facilitățile pe care le avem de a obține tot ce se poate obține prin fonduri nerambursabile, chiar dacă este vorba de sume mici. Prin urmare, am venit cu propunerea de a implementa și pentru comuna Bucium proiect de acționare de costume populare. Ulterior, inițierii proiectului de hotărâre s-a întocmit și un memoriu justificativ care trebuie completat corespunzător cu hotărârea Consiliului Local Bucium de aprobare a proiectului. Așadar, dacă sunteți de acord cu propunerea formată, vă rog să o aprobați. Doamna președinte. Doamna președinte Moldoveanu, în cea prima mi-a exprimat mulțumirea pentru adiționarea acestor costume populare, care vor fi foarte utile în realizarea activităților extrașcolare. Sunt super încântată de proiect. La fel și membrii comisiei au aprobat favorabil acest proiect. Mulțumesc! Dacă sunt înscrieri, vă rog, domnul Mateiș, aveți cuvântul. Referitor la acest proiect de hotărâre, este un proiect de hotărâre bine gândit, bine venit, deoarece se păstrează tradiția poporului român. Eu, ca un om bătrân, vreau să spun că proiectul de hotărâre este venit într-o formă în care trebuie păstrată această tradiție. Sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Mulțumesc, să punem la vot acest proiect, dacă nu mai sunt înscrieri. Mulțumesc, proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre de la numărul 4.
extra de motivare a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pe trimestrul 3, anul 2021. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi de dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe trimestrul 3, anul 2021, cu suma totală de 99.000 lei, sumă rezultată din influența bugetului local ca urmare a repartizării făcută de AJFP Bacău prin adresa numărul 1744 din 14.09.2021. După cum ați putut observa din studiul documentului, influențele au fost la exprimarea cotei de 14% și la TVA. În ceea ce privește repartizarea sumei la partea teritoriului, am considerat prioritar ca 85.000 lei să meargă la protecția mediului pentru plata serviciilor de colectare a gunoiului menajer de pe raza comune, iar diferența de 14.000 lei pentru plata comisioanelor și a altor costuri și se impun la prelungirea scrisorii de garanție ce va fi aprobată de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFNESA pentru proiectul înființat de rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Bucium, județul Bacău. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobările proiectul de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Domnule deputat, mulțumesc, doamna președinte. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri pentru discuții la acest proiect, nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de la numărul 5. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanții numărul IMG 183-13 din partea Fondului de Garantare al Creditului Rural IFNESA pentru proiectul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație în comuna Bucium, județul Bacău. Doamne, domnule consilier, după cum știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră în prezent se derulează în comuna Bucium la proiectul de înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare. Acest proiect a fost început în anul 2018, în data de 27 aprilie 2017, se numește contractul de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil prin PNRR. Valoarea investiției fiind în sumă totală de 11.006.435 lei, din care valoarea eligibilă 9.059.204 lei și valoarea neeligibilă de 1.947.231 lei. Tot la aprobarea investiției s-a aprobat și solicitarea scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare și solicitarea scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNESA în valoare totală de 4.489.071 lei, reprezentând 100% din valoarea avansului pe care a avut o perioadă de garanție în 34 luni și care a fost prelungită prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 36 din 9-12-2020, cu încă 12 luni, respectiv până la data de 27 decembrie 2021. Dat fiind acest aspect, în vederea continuării lucrărilor la această investiție, se impune prelungirea scrisorii de garanție cu încă 12 luni, respectiv până la data de 27-12-2022, timp în care vom definitiva și lucrările și vom realiza și recepția finală. Având în vedere importanța acestei investiții pentru comuna Bucium, am venit cu propunerea formulată în conținutul proiectului de hotărâre pe care solicit să-l aprobați de a prelungi această scrisoare de garanție pentru restituirea avansului numărul ING 183-300-110 din 21.03.2018 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNESA pentru proiectul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de curare în comuna Bucium, județul Bacău. Acesta este argumentul prezentat pentru dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat în această ședință. Mulțumim. Mulțumesc, domnule. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumim. Dacă sunt discuții? Nu. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și adevărul general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 93/2021 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în satele Bucium și Lăcăuți, comuna Bucium, de sub Bacău. Doamnă și domnul consilier,
motivat de aparența ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 96/2021 cu privire la ordonanța de urgență numărul 96/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, și pentru modificarea articolului 4 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 6/2007 și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, dar și având în vedere faptul că în momentul de față se derulează lucrările la investiția extinderii rețelei de alimentare cu apă, în satele Bușim și Lăcăuți, comuna Bușim de Tubacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului general actualizat. Conform actului normativ invocat mai sus, în situația în care sumele alocate prin contractele de finanțare pentru decontarea categoriilor de cheltuieli, care se pot finanța prin program de la bugetul de stat, nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, se pot încheia alte adiționale la solicitarea beneficiarului prin care se suplimentează sumele alocate în ultimul în limita creditelor de angajament aprobate din Ministerul Dezvoltării. De Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum suplimentarea sumelor alocate beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, pot depune o solicitare de finanțare în termen 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordonanței de urgență. În respectarea acestui termen atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sumele suplimentare de la bugetul de stat. Întrucât am putea și noi să beneficiem de aceste prevederi, am actualizat indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru această investiție pentru a putea face solicitarea sumelor pe baza aprobării date de Consiliul Local. Având în vedere importanța acestei investiții, consider necesitate aprobarea celor despre care am făcut vorbire mai sus. Astfel, rog analiza și dezbate proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule primar. Domnul Subotar, domnule comisiei, sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumim. Înscrieri, vă rog. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne prezenta. La punctul 7, domnule consilier, e același vorbire ca la punctul 6. Numai că e vorba de rețea de canalizare în satele Bucium și Lăcăuți. Și tot la fel este vorba de actualizare a indicatorilor tehnico-economici și de vizul general. Poate, așa cum s-a stabilit, o să le dea majorile astea de prețuri la materialele folosite. Mulțumim. Domnule președinte, vă rog. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumim. Dacă sunt înscrieri. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul a fost votat. Acum diverse. Înscrieri, vă rog. Sunt înscrieri. Declar ședința închisă. Mulțumesc.